Bună dimineața! Bună dimineața, într-o final, ne auzim. Costel, te salutăm, Costel. Bună dimineața. Vă salut. Ce vreți să faceți voi la Timișoara? Puțin ciudat că mă văd și cu telefonul la ureche, mă văd și în ecran, dar funcționează. Ce vreți să faceți la Timișoara? Că v-ați pus, v-ați băgat la muncă. În primul rând... Da, în primul rând ne-am pus pe treabă. Am vrut cumva să încep un proiect diferit. Am vrut cumva să fim primii care punem umărul la această reconstrucție. Am simțit împreună și eu și Paul și Nearoti cumva că trebuie să mișcăm lucrurile. În momentul de față suntem conștienți că avem mult de muncă, dar în același timp știm că avem suportul Politehnicii, știm că avem suporterilor. Și în ultima perioadă, să știți că și foarte mulți oameni din oraș, chiar cu potențial și oameni de business, au început ușor să întrebe exact ce vrem să facem și să se alăture proiectului. Sperăm ca în cel mai scurt timp să anunțăm tot mai multe parteneriate, pentru că asta ne dorim. E un proiect diferit în care Politehnica, în momentul de față, este o societate pe acțiuni. Cumva încercăm să atragem oameni potenți și așteptăm ca autoritățile cumva să dea drumul să rezolve partea de infrastructură. Asta Costel, e dorința noastră. Câte echipe există acum? Tot timpul cred că a existat doar una singură. Cei care cumva sunt poliști știu că doar Politehnica Timișoara este singurul brand cu o istorie de peste 100 de ani care a ținut tot timpul atenția națională și nu numai. În momentul de față suntem doar noi. Înainte s-a mai discutat, a fost Ripesia, s-au desfințat, dar ca și unic brand și cred că toată lumea cunoaște acest lucru, Politehnica Timișoara este singurul și cel mai puternic brand din fotbalul de vest. Bun, n-am lămurit. Există o singură Politehnica Timișoara, o singură echipă Politimișoara, echipa județului Timiș, a orașului. Nu există însă stadion. Ce promisiune aveți din acest punct de vedere? Promisiunea au tot fost de-a lungul anilor. În momentul de față, primăria a luat cumva o inițiativă, a început, se discută de un stadion mai micuț, tip Lego. Lucrările ar trebui începute undeva în primăvara anului viitor și finalizate în 2027. Sperăm cumva noi sau toată sufarea timișoreană așteaptă să vadă primele buldozere sau primele cărămizi puse pe acest nou stadion. Este nevoie mare de infrastructură în tot sportul timișorean, nu numai în domeniul nostru, nu numai în fotbal. Este nevoie de o sală polivalentă, este nevoie de un bazin olimpic. Este un oraș foarte mare și mult prea potent pentru a rămâne în urmă. Ceea ce e clar că există o frustrare foarte mare în oraș din partea oamenilor. Ne-am rămas cumva puțin în urmă comparativ cu celelalte orașe. Nu știu, să fie o răbufnire de orgoliu, să se facă o comparație cu Clujul, care iată câte lucruri a făcut, câte multe lucruri s-au făcut la Cluj din punct de vedere al infrastructurii sportive. Adică să vă luați un reper de genul acesta și să puneți presiune pe aleșii locali. Domnule, uitați-vă la ce au făcut oamenii aceia. Nu că sunt eu din Cluj, doar că acolo s-au făcut lucruri. Exact, pe asta ne mizăm foarte mult și cu toți oamenii cu care mă văd. Zi de zi toată lumea spune aceeași situație. Există o lovitură de orgoliu în Bănățeni, în oamenii care sunt de aici. Și e clar că toată lumea vrea să pună umăr. În momentul de față toată lumea așteaptă cumva. Banatul e Fruncea. Da, Banatul e Fruncea. Asta e și motoul recunoscut în toată țara. Timișoara tot timpul a avut o parte diferită, tot timpul a fost orașul care a dat tonul în multe situații. De aceea cred că cumva în momentul de față noi prin venirea noastră am sperat și credem că s-a creat o emulație. Există interes și cumva cred că oamenii o să vină ușor alături de fotbal și de sport în general. Dar cum ai spus, autoritățile trebuie să dea un semnal de alarmă
și se grădească lucrurile, pentru că na, multe alte orașe o iau înainte și noi cumva începem să rămânem în mediocritate. Costel, din punct de vedere sportiv, care ar fi planul pe termen mediu și lung? Sportiv, am un plan strategic pe care l-am făcut în momentul de față, este în felul următor. Încercăm să ne axăm foarte mult pe... Am început o reconstrucție pe jucători din propria academie. Avem un nucleu de câțiva seniori. Încercăm să creăm o anumită... Și am în ultimele 6 luni de zile, cel puțin de la venirea mea, am încercat să creăm o anumită stabilitate financiară, în primul rând, pentru că au fost diferite probleme în toate compartimentele. În momentul de față am conturat un lot destul de tânăr pentru Liga 3-a. Ne dorim cumva să vedem cum evoluează lucrurile. Pentru că nu e ușor când ai un procent de 60-70% de jucători foarte tineri în angrenajul unei echipe, dar până la urmă sunt copiii noștri, sunt copiii pe care, în care noi ne punem speranțe și sperăm să ajungem să obținem lucruri mărețe. N-aș putea să vorbesc în momentul de față de o promovare în primul an, dar cu siguranță toată lumea își dorește acest lucru. Noi vedem cumva în momentul de față că lucrurile din punct de vedere sportiv încep să se miște. A fost o perioadă lungă de pregătire pentru noi și am tras multe concluzii după aceste 8 săptămâni. Am avut 2 jocuri, pot spune, din 4 reprize, 3 au fost foarte bune. Am văzut o progresie de la săptămână la săptămână. Sperăm cumva ușor rezultatele să le dea încredere, să începem să câștigăm meciul și cred că și copiii noștri și suflarea timișoreană o să vină tot mai repede alături de noi. Hai să vorbim un pic și despre ce se vede la Liga 1. Te uiți la meciuri? Mă uit, l-am încotro. trebuie. M-am pus cu ochii pe tot ce înseamnă fotbalul românesc. Trebuie să fiu atent la tot ce se întâmplă și, da, într-adevăr, mă uit. Și îți place ce vezi? Nu tot timpul. Sunt cu oarecum și eu... poate o perioadă de vreo 12 ani a fost rupt așa în mare parte de realitatea din fotbal românesc și se vede într-adevăr o schimbare foarte mare. E clar că nu mai există o calitate destul de mare în privința a tot ce înseamnă, nu numai sportivi, dar tot ce înseamnă fenomenul fotbal. Da, cumva, uite, cum am zis că dacă vorbeam și cu Paul, ziceam că încercăm cumva să aducem un suflu nou și noi. Și de asta e bine că n-ar vin tot mai mulți oameni sau fost jucători, vin să pună umărul și noi suntem printre aceia și cred cumva că doar așa putem să creștem nivelul și să venim cu un alt spirit de profesionalism și cu altă abordare asupra fenomenului. Cât de mare a fost șocul, mă rog, cât de mare e diferența între Anglia și România? De la cer la pământ, de la Roma la Mumbai, de la... No. Există o diferență foarte mare. În momentul de față, nu știu dacă noi ar trebui să gândim în direcția aia. Uite că, cred că toată lumea remarcă că ne-am dus cumva mult în jos și am început să ne comparăm cu țări pe care până acum, nu știu, 10-15 ani le tratam noi cu superioritate. Acum am început să ne tratăm de la egal la egal, ceea ce te pune pe gânduri. E clar că în momentul de față toată lumea trebuie să fie conștientă că multe țări din Occident au investit foarte mult, nu numai financiar în diferite aspecte, dar în partea de infrastructură, pentru că e clar că toate lucrurile duc în direcția respectivă. Dacă noi am ajuns să avem campioni mondiali sau olimpici și băiatul acela se antrenează într-un singur bazin afară și așa mai departe, e un semn mare de întrebare. De asta zic că e clar că trebuie să investim foarte mult la capitolul infrastructură în toată țara. Doar așa putem cumva atrage și mai mult copiii către sport și să rămână. Pentru că iarăși e o problemă foarte mare, eu observ la mine, sunt foarte mulți copii care vin către fenomen, dar pe la vârsta de 14-15 ani deja spun stop, pentru că pur și simplu găsesc alte atracții. Deci cumva sportul nu mai e prioritate.
Mai vin și părinții care spun ori sport, ori școală. Și asta e adevărat. Dar uite că și la noi era sport sau școală, dar știai cumva că până într-un anumit punct mergeai în paralel și apoi lăsai școala. Ei, acum cumva ajungi să nu le mai faci pe niciuna, să le faci pe cap-coadă. Iartă-mă, tu cum ți-ai luat bacalaureatul? Scuză-mă. Cum ți-ai luat bacul? Ca fotbalist profesionist ai șanse foarte mici să ajungi unul din acei 1000-2000 care reușesc la, mă știu, dau un exemplu, la noi în țară. Cred că școala cumva, uite cum am mai spus-o, cred că școala îți dă dreptul să alegi mai departe și ai cumva o șansă să te duci în altă direcție, dar până la urmă e vorba de un vocabular corect, de cunoștințe pe care trebuie să le dobândești pe toată perioada copilăriei. Și da, școala nu cred că trebuie să lipsească. Dar, într-adevăr, să mergem paralel, la un moment dat, când ajungi în perioada liceului, poate îți dedici mai mult timp sportului, dar nu trebuie neglijată niciodată. Costel, ai fost la Manchester City într-o echipă fabuloasă, într-un campionat extraordinar. Avem acum portarul echipei naționale, rezervă la Bournemouth, rezerva lui Neto. Ai să-i dai niște sfaturi lui Ionuț Radu, pentru că tu ai fost în această situație. Ai stat destul de mult, din păcate, pe bancă și veneai la echipa națională. Sfatul pe care pot să-l dau e că a ajuns într-un campionat, sau poate cel mai puternic campionat din lume. Este un privilegiu să fii acolo, este foarte mult de muncă și el sfătuiesc eu să nu renunță și să muncească zi de zi la capacitate 100%. Pentru că șansa de a juca poate fi în orice moment. În momentul de față, da, poți să zici că este numărul 2, dar eu cred că este destul de conștient. Îl văd un băiat destul de matur, un băiat destul de inteligent, care cred că poate să realizeze în ce lume se află în momentul de față, cât de bine este în fotbalul mare și în fotbalul de performanță și nu trebuie să cedeze niciun clip. El trebuie să antreneze zi de zi la capacitate maximă atunci când are șansa să fie pregătit și da, cred că se poate impune ușor, ușor. Vin meciurile naționale în câteva zile. Avem această dublă, Israel-Kosovo. Cum apreciezi șansele României de calificare la turneul final european anul viitor? Uite, sincer, în momentul de față sunt destul de încrezător. De ce spun asta? Pentru că, uite, chiar dacă la ultimul joc, cel cu Elveția, am jucat foarte rău sau am fost dominat cap-coadă, într-un final am scos un rezultat pozitiv. Poate și acel dram de noroc de care tot vorbeam în ultimii ani, poate l-avem de această dată. E o echipă, tot așa, e o echipă nouă, tânără, e un nucleu care a venit de la tineret. Nu mai sunt acele nume mari care jucau la echipe extraordinare din Europa, dar am văzut că e o unitate foarte, foarte puternică. Nu văd de ce n-ar obține, în momentul de față, n-ar obține maxim din aceste două partide. Nu este imposibil, nu sunt două echipe de speriat, dar e clar că poate și lumea cumva ne vede că nici noi nu mai suntem la nivelul de fotbal de acum 20 de ani. Dar ei sunt acolo, sunt în grafic, în momentul de față cred că numărul punctelor îți permite să crezi că poți să câștigi ambele meciuri. E vreun jucător care te-a impresionat foarte mult în ultima perioadă? De națională? De club? De ce? Nu contează. Nu știu, de exemplu, pe mine mă încântă și mă bucură că Stanciu încă vine cu plăcere la echipa națională. Am văzut și acum că a venit mult mai repede. Văd că are dorință, văd că s-a maturizat foarte mult. E un jucător pe care l-am apreciat tot timpul și mă bucur că este unul din liderii acestei generații. Din campionatul intern, altul, știu eu? Din campionatul intern? Pe cineva pe care vrei la Timișoara atunci când echipa va avea foarte mulți bani și va fi foarte puternică. Giovanni, poate ne spune un portar. Bă, uite, da, de un portar cred că am tot repetat-o. Mie îmi place foarte mult Ternovan. Mi se pare un produs excelent pe care îl are fotbalul românesc.
și mi se pare că e, cred că într-un an sau în 2 ani de zile poate pleca în străinătate la un club important. Îl văd, cumva i-am văzut progresia, e deja o certitudine la un club foarte mare. Începe să ușor să vină și la greajul echipei naționale și da, cred că e un jucător pe care toată lumea trebuie să le ia în seamă. Apropo de Târnovan, ți-a venit vreodată să plângi pe teren? Oh, de câte ori. Și plâns? De câte ori. Nu, dar da, îți vine de multe ori. Sunt stări și stări, acum știu cum e, de multe ori de frustrare, de multe ori de supărare, de multe ori chiar de bucurie, dar uite, eu am spus un moment frumos, că apropo de plâns, am avut momentul cu Shakhtar în care da, cumva cam toată lumea a trăit pentru acea dublă. Eliminam campioana Europei din acel an și a fost un moment în care cu siguranță am vărsat și o lacrimă, dar a fost de bucurie. Costel, de la plecarea ta de la Manchester, ai mai fost la vreun meci al lui Manchester City? Da, am fost și la semifinală. Semifinală pe manșa de la Munich și la finală. Și cred că am mai fost, da, chiar poate să cred că la un meci cu PSG. Am mai fost așa la câteva meciuri. Am mai fost. Dar acum chiar am vrut să merg pentru că simteam și eu că sunt aproape de a câștiga într-un final acest trofeu mult răpit de club. Se poate spune că vei rămâne pe viață suporterilor? Cu siguranță. Dar Arsenal nu-ți place? Uite ce meci frumos a fost. No, cu siguranță. Am petrecut ani frumos și acolo am câștigat trofee. Am fost parte dintr-un grup extraordinar care tot așa a fost la început de drum în a câștiga trofee alături de club. Deci, da, e clar că am rămas cu sufletul acolo. Mai ții legătura cu vreunul dintre colegi? Ne-am mai văzut unii alții, cu unii am făcut școala de antrenori, am făcut-o împreună cu doi dintre colegii mei, cu Iaia Torin și Ghiel Clichy. Ne-am mai văzut când am mai reușit. Ideea că suntem cam cu toți și am fost răsirați. După ce am terminat, eu m-am stabilit în Nottingham, unii s-au stabilit prin Londra, alții s-au stabilit prin Franța și tot așa. Dar da, am fost la legătura în mare parte, așa când mai reușim ne mai povestim câte una alta. Poate chem pe Manchester City la inaugurarea stadionului de la Timișoara. Oh, Doamne, da, eu abia aștept să văd stadionul, că de vorbe sunt sătul și de promisiuni. De asta zic că multe lucruri ar putea fi făcute. De asta spun că dorința mea cumva e ca toată lumea să-și dea seama cât de important e ca toată lumea să pună umărul la imaginea Timișoarei. Și cred că prin sport imaginea are numai de câștigat. De asta spun că toată lumea din, să zic, și din București sau toată țara cumva cunoștea Timișoara și prin prisma echipei de fotbal. Nu numai a Politehnicii sau altor lucruri. De asta spun, cumva în momentul de față este un pachet destul de sănătos, Politehnica care e asociată cu echipa de fotbal și cred că se poate cumva aduna și mai multă lume alături de noi. Vă ținem pumnii, baftă multă, mă bucur tare mult că ne-am auzit. O să stăm cu ochii pe voi și vă așteptăm și infrastructură la Timișoara. Orașul acela merită realmente să aibă un stadion minunat, pentru că am văzut că se strângeau 40.000 de oameni la meciuri. Adică dorință există acolo. Așa este. Vă mulțumim mult și mulțumim și doar. Ne mai auzim cu siguranță și o să vă mai povestim de ceea ce facem noi. Mulțumim mult de suportul vostru. Baftă multă în continuare. Costel Pantilimon împreună cu Paul Codra încearcă să readucă Timișoara în prim plan. Ne ținem pumnii.